Hello, suntem la sfârșitul lunii martie, ceea ce înseamnă că astăzi vă voi prezenta produsele pe care le-am folosit în luna martie, produsele pe care mi-au plăcut și de această dată s-au strâns câteva produse. Iar dacă vreți să aflați care sunt produsele și să aflați mai multe detalii despre ele, vă invit să urmăriți clipul în continuare. Voi începe cu produsele pentru sprâncene și au fost 4 produse pe care le-am folosit în luna martie. Le-am folosit fie împreună, fie separat. Fardurile cremoase Color Tattoo de la Maybelline se pot folosi și pe post de fard pentru sprâncene. Eu le folosesc pentru a-mi contura sprâncenele. Aceasta este o nuanță deschisă, care merge foarte bine și la persoanele cu care merge foarte bine la persoanele cu sprâncenele deschise, iar aceasta se potrivește persoanelor cu sprâncenele mai închise. Eu le folosesc pe ambele, iar aceasta mai deschisă o folosesc împreună cu creionul de sprâncene al verde, pe care îl găsiți exclusiv în DM. Sunt 2 nuanțe, blond și brunet. Cred că este cel mai bun creion de sprâncene pe care l-am avut până acum, pentru că este un creion moale și se întinde foarte ușor, se poate lucra foarte bine cu el. Un alt produs de sprâncene pe care l-am folosit în luna martie este acesta, acest creion de la Inglot. Îl am de anul trecut. Este un creion cerat, fixează sprâncenele și le și colorează. Este disponibil în mai multe nuanțe. Rimelurile mele preferate în luna martie au fost Miss Manga de la L'Oreal și Lash Sensational de la Maybelline. Acestuia i-am făcut review pe blog, o să vă las și linkul în descriere. Inițial nu mi-a plăcut foarte mult, pentru că lipia genele la bază. L-am lăsat puțin să se usuce și acum mi se pare un rimel foarte bun. Oferă alungire, oferă definire și oferă volum genelor, exact ca în reclama Miss Manga. Lash Sensational este noul rimel de la Maybelline. Și urmează să aflați mai multe detalii și pe blog. Îmi place foarte mult, dar chiar dacă nu este un produs rezistent la transfer, nu este un produs waterproof, din păcate se demachează foarte greu. În luna martie au intrat și aceste pensule în colecția mea. Pensule de la Real Techniques. Este pensula Sculpting Brush, pensula Setting Brush și Shading Brush. Aceasta o folosesc pentru a-mi contura fața. Pe aceasta o folosesc pentru a estompa puțin fardul. Dar merge foarte bine și pentru a aplica puțin fard iluminator sub sprânceană. Are perii mai scurți și deși. Iar aceasta este foarte bună pentru a aplica pudră aici în zona ochilor pentru a nu se strânge anticearcănul, sau o folosesc pentru a-mi ilumina zona aceasta. În cazul în care nu știați, NYX și Sleek au apărut și în magazinele Kendra din țară. Eu am descoperit standul NYX în Sibiu și mi-am și cumpărat câteva chestii, printre care și acest anticearcăn HD Concealer. Este un anticearcăn iluminator cu putere destul de mare de acoperire și îmi place că rezistă o zi întreagă. În plus, nu se strânge în ridurile, în liniile fine din zona ochilor. În ceea ce privește îngrijirea unghiilor, îngrijirea cuticulelor, am descoperit 2 produse noi în luna martie. O dată ar fi această cremă pentru cuticule de la Sally Hansen. Am găsit-o în Sephora și citisem multe review-uri pozitive despre
acest balsam de cuticule și am vrut să-l încerc. Într-adevăr, este un produs foarte bun și, deși am de mult acest balsam pentru cuticule de la Trind, de-abia acum l-am folosit și vreau să vă spun că este un produs foarte bun pentru cuticule. În momentul în care îl aplic pe cuticule, efectiv nu se mai văd. Are un miros delicat de trandafir și îmi place că este un balsam de cuticule care se aplică cu această pensulă. De obicei nu folosesc șervețele de machiate decât atunci când mă duc la sală. Am văzut în DM aceste șervețele de machiante de la Balea, niște șervețele parfumate, am ales varianta cu smeură, însă mai sunt încă două variante și acesta este pentru tenul normal. Este o ediție limitată și acestea sunt două pachetele, costă 14 lei și îmi plac foarte mult, curăță delicat tenul, miroase a caramele mamba. Înainte să folosesc șervețele de machiante de la Balea, folosesc produsele pentru o demachiere mai profundă și luna aceasta mi-a plăcut foarte mult loțiunea micelară de la Eucerin, se potrivește tuturor tipurilor de ten. Eu am folosit loțiunea micelară pentru curățarea feței, nu are parfum și curăță delicat tenul. Un alt produs pentru demacherea feței pe care l-am descoperit în luna martie este acest produs de la Sephora. Se aplică direct pe piele, se masează, iar în timp ce masezi se încălzește tenul și se clătește cu apă. Îmi pare că este ca un lipici care are rolul de a îndepărta orice urmă de murdărie sau de machiaj. Are o textură ca și... are textura ca o miere. Urmează și un review mai detaliat pe blog. Știam despre fardurile de la Melchior că sunt foarte foarte pigmentate, așa că în urmă cu două săptămâni am și comandat câteva farduri împreună cu paleta magnetică în care am mai adăugat câteva farduri. Acestea sunt fardurile de la Melchior pe care mi le-am comandat. Sunt niște farduri pigmentate, se lucrează foarte ușor cu ele. În luna martie am descoperit și două produse pentru duș. Crema de duș Milk and Honey de la Oriflame. Îmi place foarte mult cum miroase și parfumul se simte și după ce ies din duș. Iar al doilea produs este geul de duș Sebamed Spa Shower. Are un miros foarte fresh. După ce fac duș, îmi place să aplic un ulei care intră rapid în piele și care nu pătează hainele și preferatul meu de luna aceasta este uleiul de crop de la Garnier, care vine sub formă de spray. Din păcate, în România nu l-am văzut, l-am din Austria pe acesta. Este un ulei care intră foarte repede în piele și are un miros dulceag, însă nu persistă. Din luna martie folosesc și uleiul de păr Oro Fluido, pe care îl folosesc de aproximativ o lună, o dată sau de două ori pe săptămână și, după cum vedeți, de-abia se recunoaște că l-am folosit. Este un ulei dens și are un miros foarte, foarte plăcut. Este un miros dulceag care se menține și oferă strălucire părului și îl hidratează în profunzime. Nu o să vă spun mai multe acum pentru că vreau să scriu și un review pe blog. Despre șamponul Scott Batiste am mai povestit. Va apărea o variantă nouă în România. Este vorba de șamponul Scott Batiste cu aromă de cireșe. L-am folosit destul de des în luna martie. Îl folosesc și cu părul curat
și între spălări. Pe lângă faptul că este un produs care acționează ca un șampon care împrospătează părul, eu îl văd și ca pe un produs de styling, oferă volum părului. Mă bucur că Batista a intrat pe piața din România și eu vă recomand acest șampon. Un alt produs de îngrijire care a intrat de curând în în viața mea este deodorantul de la Bourjois. L-am descoperit săptămâna trecută și de atunci îl folosesc zilnic. Este un deodorant foarte eficient. Mirosul nu este grozav, dar contează că este eficient. Iar parfumurile pe care le-am folosit cel mai des în luna martie sunt acestea. Jean Paul Gaultier, despre care v-am povestit și pe blog, o să vă las și linkul în descriere, și parfumul Roberto Cavalli, pe care încerc să-l termin. Este parfumul meu de primăvară. Acestea au fost produsele pe care le-am folosit în luna martie. Sper că v-a plăcut clipul. Dacă e vreun produs care v-a atras atenția și vreți să aflați mai multe detalii despre el, lăsați-mi un comentariu și vă mulțumesc!